doliu în presă. A murit celebru jurnalist și prezentator TV. Este vorba de Luca Giurato, a decedat în mod neașteptat, suferind un infarct fulminant în timp ce se afla la Santa Marinella. Moartea s-a venit ca un șoc pentru cei care îl cunoșteau și pentru publicul care îl îndrăgise de-a lungul anilor. Giurato a fost o figură marcantă a televiziunii italiene, având o carieră vastă și variată. Luca Giurato a fost un cunoscut jurnalist și prezentator italian, care a avut o carieră lungă și variată în televiziune și presă. Iată câteva momente esențiale din cariera sa. Giurato și-a început cariera ca jurnalist, lucrând pentru diverse ziare și publicații. A fost un jurnalist respectat, acoperind știri de actualitate și politică. Luca Giurato a devenit cunoscut publicului larg prin aparițiile sale la televiziune. A fost prezentator și comentator în emisiuni de televiziune, în special pe RAI, Radio Television Italiana, postul public de televiziune din Italia. Printre cele mai cunoscute emisiuni ale sale se numără Uno Mattina, un program matinal popular pe care l-a prezentat timp de mai mulți ani. Giurato a devenit faimos nu doar pentru profesionalismul său, ci și pentru gafele și greșelile involuntare pe care le făcea în timpul transmisiilor. Aceste momente, adesea comice și spontane, l-au făcut extrem de îndrăgit de public. Uneori, era luat în derâdere cu bâlândețe în emisiuni satirice, dar aceste greșeli au contribuit la carisma sa în fața camerelor. A fost adesea invitat să prezinte sau să comenteze evenimente importante, precum alegerile politice sau alte evenimente majore din Italia. Consolidându-și reputația ca una dintre cele mai cunoscute fețe din televiziunea italiană, Luca Giurato a reușit să aibă o carieră de succes, nu doar datorită profesionalismului său, ci și datorită capacității de a captiva publicul prin naturalețea și umorul său involuntar.